Frați și surori, aș vrea să deschideți împreună cu mine Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la epistola pe care Sfântul Apostol Pavel a scris-o către Filipeni. Din capitolul 4 am să citesc de la versetul 5 până la versetul 7, partea a doua a versetului 5, versetul 6 și versetul 7. Cuvântul Domnului spune astfel: Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Frați și surori, mi-am propus pentru duminica aceasta dimineață, pentru desăvârșirea noastră, pentru creșterea și maturizarea noastră, să ne uităm la un subiect care îl cred foarte important, mai ales într-un context ca și acesta în care noi trăim. Cred că toate aceste interdicții, restricții, lockdown-uri, ieșiri din lockdown și multe altele prin care trecem în ultima vreme, au menirea să atenteze la stabilitatea noastră în ceea ce privește credința. Poate că sunt semne de întrebare: dacă Dumnezeu este atât de mare și de puternic, de ce nu pune odată capăt tuturor lucrurilor acestea, de ce nu intervine? Și așa mai departe. Sunt atâtea și atâtea lucruri care cu siguranță frământă mintea noastră, a frământat-o și o frământă în continuare. Oare ce va fi? E atâta controversă, ne-am împărțit. Vorbeam cu Daniel când am venit la biserică să ne pregătim pentru serviciul acesta divin cu fratele Daniel Grunzu și am zis: uite cum a reușit să ne dezbine într-un fel cel rău. În ce sens? Unii pro-vaccin, alții fără vaccin, unii cu mască, alții fără mască, unii cu lockdown, alții fără lockdown și nu se face nimic prea multe, doar se lansează câte ceva și dintr-o dată ne-am divizat, ne-am împărțit, pentru că tactica este aceasta: dezbină, divide et impera, divide și vei stăpâni. De aceea, cred că e foarte important să ne uităm și să învățăm că maturizarea spirituală se vede și în echilibru spiritual. De aceea mi-am propus pentru dimineața aceasta și stând aici, gândindu-mă și pregătindu-mă pentru subiectul acesta, cred că va necesita cel puțin două mesaje. Nu că în două mesaje epuizăm tot ce se poate spune despre echilibru spiritual ca și parte esențială a maturizării noastre spirituale. Dar mi-am propus să ne uităm, pe de o parte, la câteva aspecte legate de maturizarea spirituală și apoi, într-o a doua parte, un al doilea mesaj pe care să-l aduc înaintea dumneavoastră, să discutăm despre secretul echilibrului spiritual sau cum pot să ajung să am stabilitate, stabilitate mentală, emoțională, spirituală, în orice încercare, în orice context și circumstanță. Textul din Filipeni, din capitolul 4, trebuie spus că Apostolul Pavel era în temniță, vorbește din temniță, vorbește de pace, din temniță vorbește despre echilibru spiritual, care e un lucru foarte interesant. De obicei, un context de genul acesta creează, pe lângă disconfort, creează și o stare, mai ales la un credincios. Păi, Doamne, nu te-am slujit, n-am alergat eu în stânga și în dreapta, n-am predicat eu că Iisus Hristos este Domnul, n-am vorbit eu despre un Dumnezeu care controlează și ține toate lucrurile. Ce caut în temniță acum? Ei, Apostolul Pavel, aceste epistole le scrie undeva spre finalul vieții lui, Apostolul Pavel vorbește în Filipeni despre bucurie, vorbește despre pace care păzește inimile și gândurile și are aici, de aceea am și citit ultima sau cea de-a doua parte a versetului 5, care spune în felul următor: Domnul este aproape, nu vă îngrijorați de nimic. Acum, întrebarea pe care mi-am pus-o uitându-mă din nou peste textul acesta: venirea Domnului produce îngrijorare? Și am putea spune da, pentru că e foarte important cum te va găsi. Te vei îngrijora dacă nu ești în situația în care trebuie să fii atunci când Domnul va veni. Dar, frați și surori, ar vrea să înțelegem contextul acesta, pentru că Apostolul Pavel, când vorbește despre venirea Domnului, vorbește despre vremurile viitoare. Uitați-vă, vă rog frumos, și în celelalte epistole pauline și mai ales în contextul acesta al revenirii Domnului. 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni. Apostolul, printr-un duh profetic,
vede și starea omenirii, vede și contextul acela care va fi atunci. Și spune, oamenii vor fi, starea aceasta va caracteriza, va defini, de fapt, perioada revenirii Domnului Iisus. Și acum noi spunem deja de o bună bucată de vreme și înaintașii noștri predicau despre lucrul acesta, că suntem undeva la final. Domnul este aproape. Domnul este gata să vină. Domnul este deja cu mâna pe clanța ușii istoriei, gata să o deschidă și să intre pe scena istoriei, revenind a doua oară, pe de-o parte răpindu-și biserica mântuiții și pe de altă parte pentru a instaura împărăția de 1000 de ani și a restabili suveranitatea Israelului. De aceea, în contextul acesta, trebuie interpretată această afirmație. Domnul este aproape. Și pentru că Domnul este aproape, este o succesiune de evenimente care se vor derula și care pot să producă îngrijorare, pot să producă fel și fel de stări care nu sunt în acord cu voia lui Dumnezeu. Vorbim de maturizare spirituală indiferent de circumstanțe, indiferent de context. Maturizare spirituală care se manifestă sau se regăsește într-un echilibru spiritual. Dar până când se definesc echilibru și apoi echilibru spiritual, frați și surori, vreau să vă aduc aminte că maturizarea spirituală este în obiectivul lui Dumnezeu. Dumnezeu, în dreptul nostru al fiecăruia, am spus lucrul acesta, am să-l repet și spuneam atunci când am mai ținut înaintea dumneavoastră subiecte legate de tema aceasta, că e important să ne familiarizăm cu gândul acesta. Cu alte cuvinte, voia lui Dumnezeu în dreptul nostru al fiecăruia, nu doar al celor ce vin la amvon, nu doar al celor ce slujesc, fac o anumită lucrare, ci în dreptul fiecărui credincios, este să fie asemenea chipului Fiului Său, să fie un om mare, matur, pentru a aborda lucrurile în maturitatea care trebuie să îl caracterizeze. Și apoi, pentru cel credincios, maturizarea spirituală, procesul acesta, trebuie să fie o prioritate. Pentru că prioritățile vor determina întotdeauna atitudinile și acțiunile noastre. Vreau să vă citesc tot din Filipeni, din capitolul 3, câteva afirmații pe care le face apostolul Pavel. Vă spun aici, deci Pavel, Filipeni scrie, sunt trei epistole din închisoare, Efeseni, Filipeni și Coloseni. În închisoare nu înseamnă închisoarea din Filipii, care era într-una din călătoriile misionare, ci închisoare înseamnă finalul alergării. E undeva pe final, acolo unde încadrăm undeva și epistolele către Timotei deja, deci final spre anii 60, undeva 65 cel târziu, când apostolul Pavel moare prin decapitare în prima prigoană împotriva bisericii generată de crudul Nero. Dar haideți să vă citesc câteva versete, pentru că spuneam că maturizarea spirituală trebuie să fie o prioritate pentru cel credincios. Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 12. Ascultați-vă, rog. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit. De regulă, desăvârșit înseamnă matur. Apostolul Pavel era în procesul maturizării. Apostolul nu spune, am ajuns la perfecțiunea pe care Dumnezeu o tinde. Dar tind spre lucrul acesta, fac din aceasta o prioritate a existenței mele, dar alerg înainte, zice, căutând să apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Versetul 13, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, cu minusuri, cu probleme, cu situații care uneori au creat disconfort în viața mea, așa, uitând ce este în urma mea și mă arunc înspre ce este înainte. Alerg spre țintă, alerg pentru premiul chemării cerești. Și acum versetul 15, ca un îndemn pentru toți. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Frați și surori, asta-i gândul care ar trebui să ne preocupe pe fiecare dintre noi. Să devenim tot mai asemenea Domnului Iisus Hristos, atingând ținta și obiectivul pe care Dumnezeu îl are în dreptul nostru, crescând tot mai mult în această cunoaștere a Domnului, în maturizarea aceasta, dezvoltându-ne și urcând treptele acestea ale maturizării și lucrurile vor fi cu totul și cu totul altele.
Cu cât suntem mai maturi, cu atât suntem mai echilibrați. Cu cât suntem mai maturi, cu atât avem mai mult discernământ în decizii, în alegeri, în tot ceea ce facem. Maturitatea spirituală este cheia rezolvării multor probleme cu care ne confruntăm fie ca și comunitate, fie ca și familii, fie ca și individ. Tocmai de aceea e atât de importantă, nu doar ca o temă biblică pe care o scoatem în evidență înaintea dumneavoastră, ci pentru că are folos, aduce binecuvântare. Dacă ea rămâne doar la nivel mental, știm că trebuie să ne maturizăm, dar nu se produce maturizarea spirituală, nu ne este de foarte mare folos. Cap mare, inimă mică în continuare. Dar în momentul în care procesăm informația și ea este aceea care determină reacția, atitudinea și modul în care ne manifestăm, lucrurile vor fi cu adevărat o binecuvântare pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Vă spuneam că maturizarea spirituală este un obiectiv al lui Dumnezeu, un obiectiv foarte important, trebuie să fie o prioritate, pentru că în momentul în care nu se produce această creștere, această maturizare spirituală, se produce o durere în inima lui Dumnezeu. Permiteți-mi expresia aceasta. Se produce ca și o inimă. Frați și surori, poate de multe ori, și nu-i greșit a spune că de foarte multe ori am putea înțelege pe Dumnezeu uitându-ne la ceea ce înseamnă viața noastră sau ceea ce înseamnă atitudinea unui tată în familie. Vedeți? De multe ori Dumnezeu raportează sau compară relația celui credincios cu El la relația familială, la cei care sunt în familie, și în mod deosebit ia exemplu tatăl. Zice, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Ori, tocmai de aceea zic, dacă un părinte, atunci când are copii, vede că nu-i creștere, nu-i maturizare, ceva s-a întâmplat, sunt piedici ale maturizării, poate și ăsta va fi un subiect interesant pe care să-l tratăm. De ce nu ne maturizăm? Care sunt piedicile creșterii spirituale? Și vina este iarăși, bineînțeles, tot la noi și trebuie să identificăm lucrurile respective. Dar un părinte se îngrijorează când vede că, în ciuda investiției, a preocupării lui, unul din copii rămâne mai departe pipernicit, nu se dezvoltă, nu crește. La fel este și inima lui Dumnezeu. Dacă eu, imperfectul, mă raportez în felul acesta, oare cum se raportează El, Dumnezeul perfect? Și vreau să vă citesc cam ce este în inima lui Dumnezeu într-o situație de genul acesta. Evrei capitolul 5, versetul 12. Evrei capitolul 5 cu 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva care să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Versetul 13. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Versetul 14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Cam asta era inima lui Dumnezeu, l-a inspirat pe Pavel să scrie și să le scrie evreilor, care de mult ar fi trebuit să fie maturi și să învețe pe alții, și totuși ei erau aceia care trebuiau în continuare să primească informația sub formă de lapte duhovnicesc și apoi din nou să crească. Frați și surori, de ce e important să fim maturi spirituali? De ce e important, de ce este important echilibrul spiritual? În Efeseni, în capitolul 4, versetul 13 și 14, tot apostolul Pavel scrie astfel. Până vom ajunge, Efeseni 4 cu 13, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare și la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Versetul 14 vine și spune de ce este importantă starea de om mare. Starea de om mare, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo
purtați de orice vânt de învățătură, de viclenia unor oameni și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo. Frați și surori, este importantă maturizarea spirituală, pentru că în maturizarea spirituală există echilibru spiritual. Doar un om care ajunge mai matur, crește, se dezvoltă din punct de vedere spiritual, în momente de derivă, în momente delicate, în momente grele, poate să manifeste echilibru spiritual. Adică nu se clatină atât de ușor. Asta nu înseamnă că el dintr-o dată este un supraom, dar are deja în el, prin maturizare spirituală, are în el acea capacitate de a rămâne în picioare, indiferent de circumstanțe și de situații. Pentru a dezvolta echilibru spiritual, e nevoie de maturitate spirituală. Într-o lume care atentează tot mai mult la echilibru nostru, să știți, prin toate lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, într-o lume care atentează la echilibrul spiritual, mental și emoțional, e atât de important să rămânem echilibrați, frați și surori. Să nu ne pierdem niciodată, din niciun punct de vedere, ci să rămânem în echilibru, și o să vorbim de echilibru spiritual. Apostolul Pavel scrie în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 23, spune că Dumnezeul păcii să-ți vă sfințească El însuși pe deplin. Și în această sfințire include Duhul, Sufletul și Trupul. Și spune aici să fie păzite întregi. Adică, într-o lume de genul acesta, da? Și el vorbește iarăși de venirea Domnului, să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Într-o lume ca și aceasta în care noi suntem astăzi, să existe acest echilibru, să ne păzească Dumnezeu integru din punct de vedere mental, din punct de vedere sentimental, spiritual, din punct de vedere emoțional, toate acestea sunt în atenția lui Dumnezeu, pentru că noi suntem un tot. De aceea spunea și Duhul vostru, asta e și ordinea, întotdeauna Dumnezeu începe din interior spre exterior. Am auzit pe mulți care atunci când rostesc cuvânt de binecuvântare spun și trupul vostru, și sufletul, și Duhul. Da? E ok, dar nu-i cel mai ok. Pentru că întotdeauna Dumnezeu începe din interior. La Dumnezeu nu există, eu știu, ordine greșită sau aleată, oricum se putea, nu. El vine și spune și Duhul vostru, adică interiorul vostru, spiritualitatea voastră și sufletul vostru, adică emoțiile voastre, rațiunea voastră, cugetul vostru, gândirea voastră, sentimentele voastre, toate incluse în trupul vostru, să fie întregi. Până când Domnul va veni. Asta e chemarea lui Dumnezeu. De aceea, aș vrea să definesc echilibru spiritual, echilibru în primul rând. M-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române, să definim clar ce înseamnă echilibru, echilibrat, și apoi, bineînțeles, să venim la echilibru spiritual. Ce înseamnă să-ți păstrezi echilibru spiritual? Când m-am uitat la definiție, să știți că am observat că există o similitudine, o asemănare, dar există și un aspect diferit între definiția dicționarului explicativ ca și echilibru la modul general și ceea ce înseamnă echilibru din punct de vedere spiritual. Felul în care se definește, de fapt, și starea aceasta. Dicționarul explicativ al limbii române spune despre cuvântul echilibru că este situația unui corp sau unui sistem, depinde la ce te raportezi, care, supus unor acțiuni, nu-și modifică starea de repaus sau starea de mișcare. Cu alte cuvinte, un corp care este în repaus, care stă, asupra lui acționează diferite forțe. Echilibru înseamnă să rămână același. Deci, e în repaus, rămâne în repaus. Nu, chiar dacă poate are un moment în care poate se mișcă, dar el nu își pierde, nu se dezechilibrează. Dacă corpul acela sau sistemul acela, la ce ne raportăm, ca și echilibru, este în mișcare,
Ei, momentul în care acționează asupra lui ceva, el continuă să se miște. Dacă nu s-ar mai mișca, dacă s-ar opri, în momentul acela el ar fi dezechilibrat. Sinonime pentru echilibru este stabilitate sau menținerea poziției. Definiția echilibrului spiritual, spuneam, și se aseamănă, pentru că, la urma urmei, când vorbim de echilibru spiritual, vorbim de stabilitate spirituală. Și aici există, dacă vreți, cuvântul sinonim. Ne ajută să înțelegem cam ce înseamnă un om care, supus unor forțe exterioare, a unor lucruri exterioare, a unor contexte, a unor circumstanțe, a unor schimbări, probabil, de situație, dintr-o dată, că astea de obicei ne tulbură. Dacă sunt anumite schimbări care le-am prevăzut, le-am văzut că vor fi, poate deja într-o oarecare măsură suntem pregătiți, dispare elementul surpriză. Dar în anumite situații, surpriza care s-ar putea să vină este cea care ne poate destabiliza. Ei, vorbim de echilibru spiritual, vorbim de stabilitate. Stabilitate spirituală. Un om, în ciuda tuturor încercărilor, a forțelor exterioare, a circumstanțelor prin care la un moment dat el poate să treacă, el își păstrează echilibru, adică rămâne statornic, stabil. Își menține, cu alte cuvinte, poziția. Dar când ne uităm cu atenție la definiția echilibrului spiritual, să știți că este mult mai profundă. Echilibru spiritual este acea stare de liniște, de armonie și de stabilitate lăuntrică. Cu alte cuvinte, nu vorbim numai de o stabilitate exterioară, vorbim de o stabilitate spirituală. Și asta este o parte a maturității spirituale. Își menține echilibru interior, nu se zguduie, nu se teme. El poate să depășească situațiile acestea, nu că nu au niciun efect asupra lui. Nu suntem, am spus de foarte multe ori colegilor mei, mai ales atunci când mai trecem prin anumite situații și frământări, nu sunt de piatră, nu sunt nici de lemn. Și eu am sentimente, și eu am emoțiile mele. Dar e atât de important să rămâi totuși în echilibru. Toate acestea vor încerca să te bulverseze, toate mesajele sau lucrurile care vor veni vor încerca să te destabilizeze, dar e atât de important să poți să-ți păstrezi starea de liniște, de armonie și de stabilitate lăuntrică în mijlocul unor situații diverse, în mijlocul unor situații diferite, fie că sunt anticipate, fie că vin dintr-o dată. Haideți să vă citesc câteva afirmații ale Scripturii în dreptul acesta și apoi aș vrea să ne uităm la câteva exemple. În Psalmul 3 și versetul 5, ascultați, vă rog. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Frați și surori, mă culc și adorm. Știți că sunt atâția care se culcă și nu adorm? Sunt atâția care în felul lor de a fi se frământă, se întorc de pe o parte pe alta, nu-și găsesc liniștea, nu-și găsesc pacea, nu-și găsesc acea armonie interioară. De aceea vine psalmistul și David, el scrie și psalmul 3 și apoi am să vă citesc și din psalmul 4, David vine și vorbește aici despre o stare cu totul și cu totul deosebită. Era fugar când fiul său Absalom a încercat să dea o lovitură de stat. Pașiților, ce poate fi mai grav ca cel din familia ta să se ridice împotriva ta, cel ce este din tine, fiul tău, să vină să atenteze la poziția pe care tu o ai, știa că Dumnezeu l-a ales pe tatăl său să fie regele Israelului și totuși el se lupta cu tatăl său, dar dincolo de lupta cu tatăl său, era lupta cu Dumnezeu. Și totuși David rămâne echilibrat. Pune mă culc și adorm. Psalmul 4, versetul 8, tot David scrie: eu mă culc și adorm în pace, rog rețineți, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină. Îmi place această subliniere pe care o face, nu numai liniște, ci îmi dai o liniște deplină, o pace profundă, cu alte cuvinte, îmi dai liniște deplină în locuința.
Asta înseamnă echilibru spiritual. Atunci când vin încercări, atunci când vin situații, atunci când vin lucruri pe care nu le poți controla, pe care poate nici măcar nu le-ai anticipat și poți să vină fără veste chiar, tu totuși rămâi în continuare într-o stare de echilibru. Revin la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, când scrie Filipeni, el spune în versetul 4, spune: nu vă îngrijorați de nimic. Era clar că era o frământare. Îngrijorarea este un produs al frământărilor, al problemelor, al situațiilor. Da? Și atunci e normal că într-o situație de genul acesta apare îngrijorare. Dar el vine și spune: nu vă îngrijorați. Soluția este: rugați-vă, pentru că în momentul în care vă rugați, vă conectați la cer. Vă conectați, vă racordați la tronul Harului lui Dumnezeu. Foarte important aspectul acesta. Și apoi zice: și pacea lui Dumnezeu, cu care voi sunteți în legătură prin rugăciune, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi, spune aici, vă da, orice pricepere, vă va păzi. A păzi înseamnă a păstra. Vă va păzi inimile, acolo e atentatul. Acolo sunt problemele, în interiorul nostru. Vă va păzi inimile și vă va păzi și gândurile. Gândul devine faptă, să știți. Semenează un gând, culege o faptă, semene o faptă, culege un obicei, semene un obicei, culege un destin. De aceea e atât de important aspectul acesta. În mijlocul lucrurilor care ar produce îngrijorare, tu roagă-te și în momentul în care te rogi, te-ai conectat la sursa de ajutor divină, la Dumnezeu, și în momentul în care te-ai conectat la sursa divină, vine pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Când tot se frământă și nu mai știu ce să facă, tu ești liniștit, tu stai liniștit în continuare, pentru că Dumnezeu este în control. De aceea am spus, pentru a înțelege poate și mai bine lucrurile, aș vrea să ne uităm la câteva exemple. Să ai echilibru spiritual atunci când vin vești rele, să ai echilibru spiritual atunci când sunt decrete potrivnice, să ai echilibru spiritual în fața pericolelor iminente pe care nu le-ai putea evita și să ai echilibru spiritual în fața finalului. Atunci când toate lucrurile se finalizează și când știi că trebuie să-ți închei alergarea. Am luat câteva exemple din Scriptură pentru că poate mult mai ușor învățăm din exemple. Mult mai ușor învățăm uitându-ne la anumite personaje și la atitudinea pe care au avut-o, pentru că fie că ne uităm în Vechiul Testament, dragii mei, fie că ne uităm în Noul Testament, oamenii aceștia au fost oameni ca și noi, poziții diferite și perioadă diferită. Unii dintre ei au fost regi, alții dintre ei au fost profeți, alții dintre ei au fost apostoli, alții dintre ei, dar poziții diferite, perioadă diferită. Noi suntem în 2021. Ei au fost fie înainte de Hristos, fie după Hristos, dar în preajma aceea în care, iată, Scriptura îi poate cuprinde ca și mesaj, având în vedere că canonul Scripturii se încheie în jurul anului 100. De aceea, aș vrea să ne uităm la câteva personaje și să învățăm de la ele echilibru spiritual în situații diferite. Primul personaj este Ezechiel, profetul Ezechiel. Și Ezechiel, să știți că este omul care prin maturitate spirituală are echilibru spiritual. În primul rând, în fața veștilor rele și apoi în fața situațiilor grele. Vreau să vă citesc, haideți să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu. Deschideți-vă, rog frumos, la Ezechiel, capitolul 24. El are aici o experiență cu totul și cu totul deosebită, Ezechiel. Și spune Ezechiel, capitolul 24, începând cu versetul 15. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți este mai scump în ochi. Dar să nu te jelești, nici să nu plângi și să nu-ți scurgă lacrimile pentru ea. Era clar. Venise o veste. Vestea venise din partea lui Dumnezeu. Frați și surori, sunt atâtea vești care, așa cum spuneam, sunt un atentat la echilibrul nostru mental și emoțional. Am văzut o imagine frumoasă pe Facebook, am spus eu că nu, Facebook-ul nu e cel mai bun, dar are și câteva lucruri destul de interesante uneori și ai câteva pe care chiar le poți extrage și chiar să înveți de la ele. Am văzut o imagine cu doi prieteni care mergeau, unul foarte trist, unul foarte îngrijorat, unul tot timpul frământat și unul foarte vesel lângă el. Și ăsta trist îl întreabă pe ăsta la alt vesel: tu cum poți să fii vesel tot timpul?
Știți ce a spus ăsta la alt? A zis, zice, nu mă uit la știri, nu mă interesează news-urile. Și în momentul acela, reți sunt vești. Și apoi când te uiți că și astăzi, da, după 52.000 de teste, noi avem iară 16 cazuri, e clar că te gândești, no, cu siguranță marți nu o să ne dea drumul și să putem să venim. Sau cine știe câte alte lucruri. Și veștile acelea nu fac nimic altceva decât să mă înspăimânte, să mă bulverseze, mi-am făcut planuri, m-am gândit la un anumit lucru, toate sunt date peste cap, mi-am programat binecuvântare de copii, n-o pot ține că biserica e goală, mi-am programat o nuntă, n-o pot ține, trebuie să o amân, mi-am plătit nu știu câte mii de dolari sau zeci de mii de dolari rezervarea unui restaurant și n-am voie decât să fim cinci la restaurantul acela și eu am chemat 500 să fie prezenți, totu-i dat peste cap, niște vești. Ezechiel este omul care primește veste, care nu-i plăcută deloc. Printr-o lovitură, cea mai scump, soția ta, va fi aceea care ți-o voi lua, spune Dumnezeu. Va mai mult, zice aici, versetul 17, suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Versetul 18, vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineața am făcut cum mi s-a poruncit. Frașii și surori, dragii mei, e atât de important să ai echilibru spiritual în fața veștilor care au menirea să te bulverseze și în fața situațiilor la care poate nu te-ai așteptat. Eu nu știu dacă soția lui Ezechiel a fost bolnavă, nu știu dacă soția lui Ezechiel, nu pot să vă spun situația ei. Știu că mesajul care a venit ar fi avut menirea să-l dea peste cap, să-l bulverseze. Și totuși omul acesta spune, dimineața am vorbit, s-a întâmplat exact cum a zis Dumnezeu, iar a doua zi dimineață eu am făcut ce mi-a poruncit Domnul. Adică am rămas în continuare într-un echilibru spiritual. Psalmul 112, vreau să vă citesc din Psalmul 112, versetul 4, 6, 7 și 8. Versetul 4 spune astfel, celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. Versetul 6, prima parte. Căci el nu se clatină niciodată. Versetul 7. El nu se teme de veștire rele. Inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Și versetul 8, prima parte. Inima îi este mângâiată. N-are nici o teamă. Frați și surori, cam asta este imaginea. Pot spune că Psalmul 112 este și anticipativ un psalm al lui Ezechiel, al lui Ezechiel, al profetului. Pentru că exact lucrul acesta s-a întâmplat. Echilibru spiritual în momentul în care vin vești care au menirea să-ți răscolească tot interiorul și în momentul în care treci chiar prin situații deosebit de grele. Un al doilea exemplu, să ai echilibru spiritual atunci când sunt date decrete potrivnice, legi care nu te avantajează și nu te favorizează. Și aici exemplu este profetul Daniel. Daniel, din răutatea celorlalți din imperiu, a ajuns în groapa cu lei. Dar versetul Daniel, capitolul 6, versetul 10, scoate în evidență ce înseamnă omul lui Dumnezeu echilibrat în fața decretelor potrivnice. Spune aici și vreau să vă citesc. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui. Care era porunca? Decretul era acesta. Nimeni nu se roagă la niciun Dumnezeu decât la împăratul timp de 30 de zile. Am zice, mă, la urma urmei, ce e ala, un lockdown de 30 de zile. Și Dumnezeu cunoaște, și Dumnezeu mă înțelege, și știe problema mea, frământarea mea, știe decretul pe care l-a dat împăratul Dariu. Nicio problemă, am scutire la Dumnezeu. M-am rugat, ba mai mult, pot să mă rog în liniște, că nu mă știe nimeni. Nu mă cunoaște nimeni, eu mă duc acolo la mine, mă rog, mă bag sub pătura mea, sub plapuma mea și mulțumesc Domnului și-mi văd de treabă. Nu, dar Daniel avea un ritual. Daniel nu atunci a început să se roage, Daniel se ruga în permanență.
Și Daniel rămâne echilibrat, nu se dezechilibrează, nu încearcă compromisul, nu încearcă să găsească o soluție salvatoare, ci rămâne în echilibru. Ascultați, vă rog, versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, decretul, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim. Și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Deci nu dintr-o dată Daniel a început să se lamenteze. Și asta era starea normală a lui Daniel. Echilibrat înainte de decret. Vine decretul, dar el este același. Frați și surori, sunt atâtea legi care au venit și decrete care au venit și sunt total în defavoarea noastră. Și vor veni și altele, mult mai grele, situații mult mai dezastruoase, cu siguranță. Ce vom face? Care va fi atitudinea noastră? Cum vom reacționa? Ne vom păstra echilibru spiritual și vom continua să rămânem într-o relație cu Dumnezeu? Daniel ar fi putut să se limiteze în închinarea lui. Spune aici, Daniel îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeu. Putea să zic că 30 de zile nu mă rog. 30 de zile nu mai îngenunchez acum că poate mă văd de... Nu mai deschid fereastra, stau cu geamul închis. Nu, fraților, el a rămas exact același. Echilibru spiritual când vin vești rele, echilibru spiritual când treci prin situații grele, echilibru spiritual în momentul în care, prin decrete sau prin legi, chiar atentează la ceea ce înseamnă, poate chiar, relația dintre tine și Dumnezeu. Să știți că rugăciunea și închinarea nu le poate pune nimeni în lockdown. Îmi pare rău pentru cei care poate în perioada aceasta au limitat citirea Scripturii sau poate închinarea și au zis, ok, când se redeschide biserica, voi fi acolo și mă voi ruga. Adevărata biserică este aceea sau adevărata relație se manifestă în permanență în prezența lui Dumnezeu. Nu doar în cele 2 sau 3 ore cât stăm aici în lăcașul acesta de închinare. Un alt exemplu. Din Noul Testament de data aceasta am ținut un echilibru, dacă tot vorbesc de echilibru spiritual, să țin un echilibru și în cele 2 părți ale Scripturii. Un alt exemplu este din Noul Testament. Să fii în echilibru spiritual sau să-ți păstrezi echilibru spiritual în fața pericolelor iminente. Știi că urmează un pericol. De obicei, teama este reacția noastră la situația pe care nu o putem stăpâni, nu o putem controla, nu putem evita un anumit lucru. Atunci, normal, este modul nostru de a ne apăra. Teama, noi o considerăm că este o formă de apărare interioară. Greșit. Echilibru spiritual este forma de apărare interioară. Știți? Nu teama. Teama uneori poate să ducă și la păcat. Dar dacă echilibru spiritual, există și reabilitare și redresare. Deci să-ți păstrezi echilibru spiritual în fața pericolelor iminente. Deschideți, vă rog, la Faptele Apostolului, capitolul 12, și e vorba de momentul în care Apostolul Petru era în temniță. Și vreau să vă citesc, începând de la versetul 4, Fapte 12:4. După ce l-a prins pe Apostolul Petru, l-a băgat în temniță și l-a pus sub paza a 4 cete de câte 4 ostași, cu gândul ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. De ce? Irod vrea să îl omoare și pe Petru, îl omorâse deja pe Iacov și a văzut că place, a văzut că circul acesta ține, îi creează o stare de popularitate și a zis profit la ceea ce am făcut, mai adaug și pe Petru și începe să îmi crească ratingul în Ierusalim și oamenii se vor uita cu plăcere la mine. L-a arestat pe Petru, 16 soldați înconjurau un singur om, fără nicio sursă de apărare. Ba mai mult, zice, în noaptea zilei când avea de gând Irod, deci versetul 5, deci Petru era păzit în temniță, iar biserica nu înceta să facă rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru, vă rog, rețineți, dormea între 2 ostași, legat de mâini cu 2 lanțuri și niște păzitori păzeau temnița de la ușă. M-am gândit când am citit pasajul acesta și mai ales expresia aceasta, Petru dormea.
ce am fi făcut, cum ne-am fi raportat noi la un pericol iminent. Urma judecata, o judecată din aceasta contrafăcută la urma urmei și urma condamnarea lui Petru. Și Petru rămâne în echilibru spiritual. Pentru că un om matur spiritual este un om echilibrat spiritual chiar în fața pericolelor iminente. Asta înseamnă echilibru spiritual. Și un al patrulea exemplu și vom finaliza serviciul nostru divin din această dimineață. Frați și surori, să ai echilibru spiritual sau să-ți păstrezi echilibru spiritual atunci când deja știi că ești la apusul vieții. Atunci când știi că totul se finalizează. Atunci când știi că peste viața ta urmează să cadă cortina și totul se încheie. Oamenilor le este frică de moarte. Ne place învierea, vorbim mult de înviere, învierea Domnului Iisus Hristos a dus nădejdea aceasta a învierii noastre, a înălțării și a plecării în împărăția lui Dumnezeu și ne gândim cu bucurie, dar dacă pe cât de mult ne place învierea, pe atât de mult ne sperie moartea. Dar un om echilibrat spiritual, un om matur spiritual, este un om care își păstrează echilibru spiritual, mental, emoțional, chiar și în ceasul morții, să știți. Mi-aduc aminte și acum, am fost chemat, slujeam în România și am fost chemat să oficiez o înmormântare a unui frate. Localitatea era localitatea Iermata din județul Arad. Și când m-am dus să oficiez în înmormântarea, să predic la slujba aceea alături de frații slujitori de acolo, păstorul și cei care erau acolo, mi s-a spus că a avut așa o moarte frumoasă fratele. Mi-a spus în felul următor, zice, frate Gabi, a fost împreună cu familia, mai în vârstă era deja, simțea că venise deja momentul acesta și a zis, mă duc să mă odihnesc puțin. Și când s-au dus, au văzut că durează o vreme, nu mai vine înapoi din cameră și când s-au dus, l-au găsit deja mort. Dar știți cum l-au găsit? L-au găsit pe genunchi, în rugăciune, cu Biblia deschisă în față, dar fără suflare în el. Nu s-a dus să se lamenteze, nu s-a dus să plângă, vai de mine, îmi încheie alergarea acum, nu. Un om al lui Dumnezeu, chiar și în ceasul morții, la finalul vieții, datorită maturității spirituale pe care o are, el este un om echilibrat. El rămâne în echilibru. Vă citesc din cuvântul Domnului, așa cum găsim scris în cuvintele pe care le spune Apostolul Pavel la finalul vieții lui. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6, spune așa, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Știți ce face el în clipa plecării lui, în apropierea? Scrie epistole. Nu vi se pare interesant? Scrie! Nu este omul care să zică ce să fac acum, cum să trec și peste momentul acesta. Rămâne mai departe într-un echilibru spiritual. În mesajul al doilea pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, atunci când va fi posibil lucrul acesta, vreau să ne uităm la un studiu de caz, secretul echilibrului spiritual. Există o cheie, dacă pot să spun așa, care mă ajută să descifrez cum pot să rămân echilibrat spiritual, chiar atunci când trec prin orice altă situație care are menirea să mă dezechilibreze și să mă doboare la pământ. Rețineți, vă rog! Să fie echilibrat spiritual în fața veștilor, în fața situațiilor grele, să fie echilibrat spiritual atunci când vin legi sau decrete potrivnice care chiar atentează la însăși relația dintre tine și Dumnezeu, să fie echilibrat spiritual în fața pericolelor iminente care vor veni și pe care nu le poți evita și să fii echilibrat spiritual chiar în finalul vieții când știi că solul morții este aproape și totuși tu îți păstrezi în continuare echilibru, adică acea stare de liniște. Revin la definiția echilibrului spiritual. Stare de liniște, de armonie, de stabilitate lăuntrică în mijlocul unor situații diverse și diferite. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute. Dacă trecem prin situații de genul acesta în care suntem mai mult frământați, mai mult agitați, îngrijorați,
Domnul să ne ajute să avem în liniște, pace, armonie în inimile noastre și nu uitați, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere ne va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos, Domnul. Amin.